Taximetriștii ieșeni au protestat din nou pentru abrogarea ordonanței de urgență privind transportul alternativ și a legii 204/2019. Zeci de taximetriști s-au adunat astăzi în fața prefecturii și și-au exprimat nemulțumirile față de concurența neloială. Aceștia au spus că vor să atragă atenția guvernului prin intermediul protestelor care s-au desfășurat în mai multe orașe din țară. Zeci de taxiuri au fost așezate astăzi în coloană în fața prefecturii în semn de protest. Șoferii de taxi spun că au de suferit din cauza mijloacelor de transport alternativ și că nu au voie să practice tariful dinamic, mai exact să-l modifice în funcție de ora la care are loc cursa. Prefectul județului Iași, Bogdan Cojocaru, a avut o discuție cu reprezentanții taximetriștilor. Concurența e neloială, ce am mai discutat și acum cât a fost? Da, da. Concurența neloială, da. Okay. Lumea care e cei nemulțumit, solicitarea principală e abrogarea acelei ordonanțe. Și legea, da. Adică avem două legi pe aceeași activitate, iar noi suntem defavorizați. Ok, păi analizăm, vedem dacă acum spuneați că ați rezolvat momentan situația. Și luna viitoare, când aveți continuăm toate datele? Protestele și luna viitoare, așa cum spuneau și colegii, o să fim un număr mai mare, adică îți tragem un semnal de alarmă. Când aveți toate datele, vă aștept. Vă mulțumim tare mult că ne-ați acolo. Taximetriștii spun că mulți dintre ei au renunțat deja la această meserie și că în curând vor rămâne mai puțini. Sunt două legi diferite care reglementează același serviciu de transport, cel alternativ și cel al activității de taxi. Sunt două legi care, din păcate, au intrat în conflict și nu suntem reprezentați de nimeni din partea guvernului. În aceste adunări, să le spunem așa, pașnici, dorim să fim vizibili și totodată să transmitem problema noastră și guvernului României. Suntem la al treilea protest, acesta este al doilea protest organizat în numele Asociației de Monitorizare Taxi Iași. Sperăm și continuăm cu activitatea până vom primi un răspuns pozitiv pentru activitatea de taxi. Protestul s-a desfășurat într-un mod pașnic, fără incidente care să tulbure ordinea și liniștea publică.